Bine ați revenit la întrebări. Săptămâna trecută v-am pus 3 întrebări pe care le-am considerat ușoare și cred în continuare că sunt așa. Dar citind răspunsurile pe care le-am primit, mi-am dat seama că unele întrebări n-au fost înțelese așa cum aș fi vrut să fie. Iar acest lucru s-a întâmplat din vina mea. Îmi pare rău, n-am fost destul de atent la formularea întrebărilor. Și deoarece eu cred că o cerință majoră a unei probleme sau a unei întrebări este formularea ei fără echivoc, mă simt dator ca înainte de a da răspunsurile să clarific întrebările. Bine, știu că oricât de clar te străduiești să spui ceva, întotdeauna vor fi unii care vor înțelege ce vor ei, dar asta e altă problemă. Să revedem prima întrebare. Cartoanele trebuie să respecte următoarele 2 reguli. Prima regulă. Cartoanele roșii trebuie să aibă pe fața opusă un număr par. A doua regulă. Cartoanele albastre trebuie să aibă pe fața opusă un număr impar. Și acum prima întrebare. Care regulă din cele 2 se poate verifica prin întoarcerea celui mai mic număr de cartoane, ca să vedem ce-i pe fața cealaltă, și care sunt cartoanele respective. După cum ați auzit, întrebarea a fost formulată astfel. Care regulă din cele 2 se poate verifica prin întoarcerea celui mai mic număr de cartoane și care sunt cartoanele respective? Cred că din întrebare rezultă destul de clar că cele 2 reguli trebuie verificate separat. Ceea ce probabil nu e destul de clar este ce înseamnă se poate verifica. De aceea voi reformula întrebarea. Câte și care sunt cartoanele care trebuie întoarse pentru a verifica dacă setul de cartoane respectă prima regulă? Și câte și care sunt cartoanele care trebuie întoarse pentru a verifica dacă setul respectă regula a 2-a. Avem deci 2 sub-întrebări, ca să zic așa. Să ne gândim, ca să aflăm dacă acest set respectă regula pe spatele cartoanelor roșii trebuie să fie un număr par. E evident că trebuie să întoarcem cartonul roșu, ca să vedem dacă are pe fața cealaltă un număr par. Dar nu e destul. Gândiți-vă că întorc cartonul pe care văd numărul 9 și văd că pe fața cealaltă e roșu. Atunci regula e încălcată pentru că am găsit un carton roșu care are pe fața cealaltă un număr impar. Deci trebuie să-l întorc și pe el. Trebuie să întorc cartonul roșu și cartonul pe care văd numărul 9. Celelalte cartoane nu ne interesează din 2 motive. Primul este acela că regula nu spune că numai cartoanele roșii, doar cartoanele roșii trebuie să aibă pe spate un număr par. Ceea ce înseamnă că și dacă există cartoane de alte culori care au pe fața cealaltă un număr par, regula este respectată în continuare. Deci n-are rost să întorc cartoanele 2 și 4. Dacă au roșu pe fața cealaltă, foarte bine, regula e respectată. Dar dacă au altă culoare, foarte bine. Asta nu înseamnă că regula este încălcată. Al doilea motiv este acela că regula nu spune nimic despre celelalte culori. Așa că n-are rost să întorc cartonul albastru sau cel verde, pentru că prima regulă se referă doar la culoarea roșie. Deci, pentru a verifica dacă setul de cartoane respectă prima regulă, trebuie să întorc cartonul roșu și cartonul pe care văd numărul 9, adică 2 cartoane. Urmând aceleași raționamente, cred că vă dați seama acum că pentru a verifica dacă setul respectă regula referitoare la albastru, trebuie să întorc odată, evident, cartonul albastru, ca să văd dacă pe fața cealaltă are un număr impar, dar trebuie să întorc și cartoanele care au pe ele numere pare, 2 și 4. Pentru că dacă unul dintre ele, cel puțin,
are pe fața cealaltă culoare albastră, regula este încălcată. În concluzie, în acest caz, pentru a verifica regula pentru albastru, trebuie să întorc 3 cartoane. Cartonul albastru și cartoanele cu numerele 2 și 4. Deci regula pentru roșu se poate verifica prin întoarcerea a doar 2 cartoane, cel roșu și cel cu numărul 9, pe când regula pentru albastru se poate verifica dacă întoarcem 3 cartoane, cartonul albastru și cartoanele pe care avem numerele 2 și 4. Și acum să revedem celelalte întrebări. Presupuneți că avem 3 seturi diferite de câte 6 cartoane, care sunt colorate pe o față astfel. 2 sunt roșii, 2 sunt albastre și 2 sunt verzi. Deci sunt colorate 2, 2, 2. Pe cealaltă față au înscrise numerele de la 1 la 6, scrise fiecare o singură dată, adică pe un singur cartonaș, evident. Avem deci cartonașul 1, cartonașul 2 și așa mai departe până la cartonașul 6, dar culorile de pe spatele cartonașelor diferă în general în cele 3 seturi. Fiecare set ar trebui să respecte aceleași reguli. Adică cartoanele roșii trebuie să aibă pe fața cealaltă un număr par și cartoanele albastre trebuie să aibă pe fața cealaltă un număr impar. Cele 3 seturi de cartoane sunt puse pe masă așa cum vedeți în desen. Ca să le identificăm, să le spunem setul de sus, setul din mijloc și setul de jos. Și acum celelalte 2 întrebări. Întâi, dintre cele 3 seturi, despre care putem fi siguri că respectă cele 2 reguli? Și ultima întrebare, dintre cele 3 seturi, despre care putem fi siguri că nu respectă ambele reguli? Ceea ce nu e clar aici se referă mai ales la ultima întrebare, și anume, dacă trebuie să fim siguri că setul nu respectă niciuna dintre reguli sau că setul nu respectă amândouă regulile, în sensul că poate o respectă pe una, dar nu o respectă pe cealaltă. De aceea reformulez și aceste 2 întrebări. A doua, despre care set putem fi siguri că respectă atât regula întâi cât și regula a doua? Și a treia întrebare, despre care set putem fi siguri că nu respectă cel puțin una dintre reguli. Acum, dacă avem întrebări clare, sper să analizăm întâi setul de sus. Vedem numerele 3, 4 și 6. Deci celelalte cartoane trebuie să aibă numerele 1, 2 și 5. Dar știm că celelalte cartoane sunt 2 albastre și unul verde. Așa că regula pentru albastru poate fi respectată dacă avem, de pildă, această configurație sau poate să nu fie respectată dacă avem, de pildă, această configurație. Despre cartoanele 3, 4 și 6 știm că trebuie să fie 2 roșii și unul verde. Așa că și regula pentru roșu poate să fie respectată dacă avem, de pildă, această configurație sau poate să nu fie respectată dacă avem această configurație. Deci setul de sus poate să respecte ambele reguli, poate să nu respecte niciuna sau poate să respecte una dintre ele și una nu. Așa că în cazul lui nu putem fi siguri de nimic. Acum să analizăm setul din mijloc. În cazul lui vedem 2 cartoane roșii, dar numerele care nu se văd sunt 3, 5 și 6. Deci mai este un singur număr par care nu se vede, dar se văd 2 cartoane roșii. Și asta înseamnă că pe cel puțin un carton roșu trebuie să fie un număr impar. Așa că în cazul acestui set putem fi siguri că cel puțin o regulă, regula pentru roșu, nu este respectată. Regula pentru albastru poate să fie respectată, de pildă în această configurație, sau nu, de pildă în această configurație.
Și acum setul de jos. Aici, cele trei cartoane cărora le vedem culorile, două albastre și unul verde, trebuie să aibă numerele 1, 3 și 5. Adică toate impare. Și asta înseamnă că cele două cartoane albastre vor avea cu siguranță numere impare. Deci suntem siguri că regula pentru albastru este respectată. Apoi, cartoanele 2, 4 și 6 trebuie să aibă două dintre ele culoarea roșie și unul verde. Dar asta înseamnă că cele două roșii vor avea numere pare. Deci și regula pentru roșu este respectată. Concluzia. Putem fi siguri că setul din mijloc nu respectă cel puțin o regulă, regula pentru roșu, și de asemenea putem fi siguri că setul de jos respectă ambele reguli. Am discutat azi mai în amănunt decât de obicei, pentru că, așa cum v-am spus la început, i-am dat seama din răspunsurile pe care le-am primit că n-am formulat destul de clar întrebările și regret acest lucru. Au dat câte două răspunsuri corecte Doina Mustățea, Maniura Antonio și Daniela Carmen Băluță, iar Dumitru Antonie a analizat foarte bine posibilele înțelesuri și răspunsurile corespunzătoare lor, ajutându-mă să clarific lucrurile și îi mulțumesc și pe această cale. Să auzim acum întrebarea de azi. Două ateliere mecanice au în dotare, printre altele, bineînțeles, două utilaje identice. Deoarece cele două utilaje au nevoie de o vizită la fabrica producătoare pentru întreținere, cele două ateliere se hotărăsc să le trimită în aceeași zi cu același camion. Dar un atelier, să-i spunem atelierul A, se găsește la 600 de kilometri de fabrică, iar celălalt, cred că i-ați ghicit numele, atelierul B, se găsește pe același drum, dar la numai 300 de kilometri de fabrică, așa cum vedeți în desen. Așa că transportul este organizat în felul următor. Camionul pleacă de la atelierul A cu un utilaj, când ajunge la atelierul B, încarcă al doilea utilaj și le duce pe amândouă la fabrică. Și bineînțeles, la întoarcere, pleacă de la fabrică cu amândouă, descarcă un utilaj la atelierul B, își continuă drumul și duce ultimul utilaj până la atelierul A. Cheltuielile totale de transport sunt 12.000 de lei. Și întrebările sunt, pentru că sunt două, prima, care este prețul corect pe care trebuie să-l plătească pentru transport fiecare atelier? Adică cât din cele 12.000 de lei trebuie să plătească atelierul A și cât atelierul B? Și a doua întrebare este identică cu prima, dar pentru cazul în care atelierul B s-ar găsi mai aproape de fabrică, să spunem la 200 de kilometri în loc de 300 de kilometri. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!